17 aprilie. Căderea Dumnezeilor. Număr 12 cu 1 la 12. Număr 12 cu 2. 11 cu 16, 17, 26, 29. 16 cu 1 la 2. Și Evrei 12 cu 20. Nu-mi dau seama cât a stat Moise cu tabăra lui în locul acela devenit mormânt. Până mai ieri, poporul avea un singur lider cu statut de Dumnezeu, pe Moise. Doar el pricepea planul lui Dumnezeu de lucru. Îți mai amintești muntele Sinai? Acolo Domnul a vrut să le vorbească tuturor, dar liderii numiți pe baza sfatului lui Ietro îi ceruseră Domnului să nu le mai vorbească decât prin Moise. Erau îngroziți din cauza acelei porunci: să uciți pe oricine va da busna pe munte. Acum Moise nu mai era singur. Erau 71 de Dumnezei. Moise ceruse ajutoare și Dumnezeu luă din duhul lui Moise și îl puse peste încă 70 de oameni. Peste cadavrele lăcomiei priveau îngroziți 71 de Dumnezei. Ce deprimant! Erau neputincioși, dar nu disperați. Aveau totuși o satisfacție. Erau mândri că urcaseră pe scara puterii. Ce împlinire bolnavă! Acum erau oameni influenți. Aveau greutate în fața mulțimii, respirau un aer mai proaspăt, aer de superioritate. Sub steaguri și în sunete de trâmbițe care înfiorau pământul, își duceau ca într-o paradă chivotul înspre țara lui Canaan. Uitaseră repede cadavrele lăsate în urmă și trăiau împlinirea. Ce Dumnezei! Tăbărâseră iar să mai pună niște jertfe pe altar și, în loc să cânte, se lăsară prinși de pofta după putere. Își amintiră de luptele ticăloase dintre zei și începură să-și trăiască statutul îndumnezeirii lor ca niște copii cărora le încredințez slujbe de oameni maturi. Aaron, unul din cei 70, împreună cu Maria, se năpustiră asupra lui Moise. Cum poți să ne pretinzi să respectăm niște legi pe care tu le calci? Ce vrei să spui, Aaron? Ne-ai dat poruncă să nu luăm de soție o femeie din alt popor, de parcă ar fi spurcată. Crezi că e din lumea animală ca să-i pretinzi să fie de rasă pură? Tu de ce ai soție etiopiană? Aaron, tu chiar nu înțelegi? În primul rând, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Apoi, El dă legile țintind viitorul. El nu ține seama de cele trecute. Îl interesează să repare, nu să strice mai rău. Ce vrei să spui? Zise răstit Maria. Cu ce e mai sfântă soția ta decât alte femei care au ieșit împreună cu noi din Egipt? De ce sunt ele marginalizate? De ce sunt privite ca fiind de mâna a doua? Din pricina idolilor, Maria. Dumnezeu nu le privește ca fiind de mâna a doua. Noi, evrei, avem o problemă cu idolii. Dacă n-ar fi idolii, n-ar exista această situație. Știi cum a scântat în fața vițelului de aur, nu-i așa? I-a compus cântări și a jucat în fața lui. Ți-am spus că nu suport să mai pomenești la nesfârșit acel episod. Aaron, eu nu vreau să te umilesc, dar trebuie să înțelegi cât de vulnerabil suntem la idolatrie. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. El a spus că în sămânța lui Avram vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Dar de ce ai lăsat ca cei din altă seminție să aibă dreptul de a-și lua soție din alte popoare și numai preoții nu? Cu ce sunt ei mai diferiți? Maria,
Dacă un om de rând este atras de idolatrie, îl poate corecta preotul. Dar dacă preotul a căzut, cine îl va mai ridica? Ce-i greu de înțeles? Preotul trebuie protejat. Dumnezeu nu a dat legile pentru a ne apăsa cu ele, ci pentru a ne proteja. Moise, și noi avem Duhul lui Dumnezeu, nu numai tu. Așa este, Aron. Și eu m-am bucurat mult de asta. Îmi era greu de unul singur. Acum suntem o echipă mare și puternică. Dacă vom colabora, va fi mult mai bine. Am lăsat în urmă grămezi de morți datorită unei nesăbuințe, datorită unei lăcomii. Dacă ați fi motivat poporul să se grăbească și dacă n-am fi poposit acolo cu moartea, eram deja la destinație. Dar voi ați vorbit aceeași limbă cu poporul. Măcar acum ar trebui să gândiți altfel, că doar aveți Duhul lui Dumnezeu în voi. Ce spui? Ne ironizezi? Nu crezi că prin noi vorbește Dumnezeu? Nu, Maria, eu nu pun la îndoială că aveți momente lucide în care sunteți nemaipomeniți, dar ca orice om aveți și alunecări în absurd. Iar acum nu dați dovadă de pricepere, v-a prins pofta de putere. Și povestind ei tot mai aprins, deodată slava lui Dumnezeu se arătă în cort și o voce gravă îi chemă pe toți trei. Ascultă, Aron! Dacă n-ar fi ungerea peste tine, te-aș lovi de îndată cu lepră. Cum îndrăsnești să vorbești împotriva robului meu Moise? Nu este niciunul dintre proroci așa ca el. Lui nu-i vorbesc în vis, ori în vedenie de noapte, ci gură către gură, cum vorbesc doi prieteni. El este credincios peste toată casa mea. Sunt mânios pe voi. Plecați din fața mea. Și Aron cu Maria întoarseră spatele să plece, când deodată pielea Mariei se umplu de lepră de sus până jos. Aron analiza primul caz de lepră. Tremura. Se vedea mic și neputincios. Doi dumnezei speriați, unul lepros, iar celălalt îngrozit, cereau ajutorul celui de-al treilea. Ah, Domnul meu! Fie-ți milă, e sora noastră. Mâine vom vedea ce va face Moise, al treilea Dumnezeu. Apoi vom ridica steagurile și vom suna din trâmbiță pentru plecare, dar până atunci să trecem prin odaia cu ieșire în lumea viselor. Noapte bună, copile!